Bienvenuto zu einem neuen Vlogos, Vlogos. Azi montăm bucătăria. Intro. Bun, să deschidem câte ce am aici. Să intre câte aer frumos și curat de afară. Sunt 6 grade și până la 1 avem soare. Până pe la 1. De la 1, 1 jumate zic că se duce tot soarele. Mi-a venit bucătăria. Sunt de undeva la ora 9 aici. Am adus-o. Acum e ora 10. Cam așa arată. Sunt 2, 4, 6, 8, 10 pachete. O să încerc să-mi fac o idee cum să începe. Este o bucătărie mică de 1,40 lățime, din două bucăți făcută. O să vină foarte fain fix așa. Țac. Fix cât e peretele. Și mai are un tile oven. Pac. Care vine până în geam. Trebuie să vedem cum îl punem. Putem să-l punem liniștit și pe peretele celălalt. Trebuie să ne gândim. Pentru că și dulapul ăsta o să dispară. Și dulapul ăsta. Trebuie să vedem cum le băgăm înăuntru, în așa fel încât să nu arate îngrămădit. Neckerman, Zeiss, Titanice. Mega tare. A fost o chestie foarte intricantă. Normal am vrut să o comand de la Real. Iar când am intrat pe site-ul de la Real, acolo era, bucătăria a costat aproape 300 de euro, 299 era la Real, culoarea asta. Iar când am intrat la ei pe site, nu știu dacă e un fail de la site sau ceva, dar îmi scria de că cine o livrează. oscarstore.eu. Când am văzut că o livrează altcineva, am intrat direct la ăștia pe site să văd ce preț au ei la această bucătărie. Ceea ce vă sugerez și vouă să faceți când cumpărați un produs de pe internet, să vă uitați cine o livrează, să comparați prețurile. Iar la oamenii care de fapt produc această bucătărie, prima mână era cu, cred că 260 numai. Deci am economisit, numai fiind atent la comandă, undeva la 40 de euro. O să montez pe aici toată căblăraia. Avem mâncare cu noi, avem boxa. O boxă despre care o să vorbim odată și am să vi-o sugerez. O avem deja, cred că de 4, 5, 6 ani. Un JBL. Rezistentă la apă, cu lumină. Poți să-i dai tu de pe telefon ce culoare vrei tu. Faci cum ar veni o poză la o culoare și ți-o trimite direct pe LED-ul de pe boxă. Pulse 2, cred că e, dacă nu mă înșel. O sugerez, ce să mai facem videoclip? Asta e. Bass mega tare, dacă dai la maxim, e cam hardcore. Poți să ții party cu ea tare de tot, plus că se poate conecta cu alte JBL-uri care au opțiunea asta. Connection. Nu trebuie să fie neapărat JBL Pulse. Poate să fie și altfel de JBLs, altfel de JBL, important e să aibă funcția respectivă. Mega tare. Bateria încă ține. Am avut-o și luni de zile în care bateria a fost goală, mâncată. A durat, cred că o zi până s-a încărcat, undeva la 12 ore, dar după ce se încarcă, după aia încărcarea merge mai repede. Bun, să mă opresc puțin din bla 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 și să-mi bag tot la toate chestiile și pe voi vă bag direct la montaj. O să îmi caut pachetul. Pachetele sunt cumva numerotate. Cu modulul 1, 51, trebuie să văd ce înseamnă chestiile astea, modulele, pe fiecare este câte ceva. Sunt ușoare. Da, modulul 49. Trebuie să încep cu modulul, nu știu, modulul cu cel mai mic număr, cu ăla și începe, să-l desfac. Înainte să desfac tot, să nu mai știu care, cum, ce.
Da. Îmi fac o idee, încep să montez, îmi face o pauză pe mijlocul montării să vă dau niște detalii. Nu știu dacă o să ajung să montez până la sfârșitul vlogului. Bun. Să vedem dacă reușim să o montăm azi. Dacă nu, nu. La două trebuie să iau pe Vanda de la lucru. Eu am liber azi. Vă pup și să dăm drumul la treabă. Check this out, let me show y'all something, dig. I'ma lay on y'all some of the coldest cats, four of them to be exact. Watch this, if we do it like this here, let me show you something. This is a sound and it ain't no doubt. The break is sure that it's gonna make you shout. Pauză. Cezați la toată chestia. Nu-i, pachetele nu sunt numerotate cu 1, 2, 3, 4. Am avut pachetul, de exemplu, 3, 4, care a fost, ăla a fost 3 și ăsta 4. Dar nu sunt complete. Au rămas așa. De exemplu, ușile lipseau. Și nu, nici nu scria pe Anleitung în ce pachet sunt. În ce număr de pachet măcar. Iar restul pachetelor sunt numerotate cu modul 51. Unde eu am avut 3 și 4 modul, 51. Asta, de exemplu, e 42. Deoarece am numai 10 pachete. N-are cum să sară. Toată chestia asta mă... Am zis că îl pun pe foc, direct. Am găsit ușile, nu știu acum dacă sunt din partea de sus sau partea de jos. Am mai deschis două pachete. Două pachete și acum vom mai deschide împreună 1, 2, 3. Astea două presupun că-s dulapurile. Iar astea două nu știu ce pot fi așa de mari. Dar vom vedea împreună. E posibil să fie una dintre ușile de acolo. Bun, hai să vedem împreună ce este în pachetul ăsta. La construit de mobilă mă consider deja profesionist, deci fără să fiu acum să mă laud singur sau ceva, dar am construit atâta mobilă când ne-am mutat aici. Gândiți-vă că ne-am mutat la un apartament cu o cameră, la un apartament cu trei camere. Și toată mobila am făcut OJ. Când ne-am remutat și am schimbat o parte din mobila jamului cel mic, am făcut OJ. Am experiență cu mobile, doar că 10 pachete. Mă așteptam să fie așa, era pentru mine logică, pentru logistică. Pachetul 1, pachetul 2, pachetul 3. În pachetul 1 ai un tile, în pachetul 2 ai un tile. Chiar dacă faci pachetul mai mare, nu se merită să-l împarți pe atâtea pachete. Nu vreau să intru în detaliile de logistică, de ce nu se merită, în afară de chestia pentru client. Să deschidem pachetul. E în orice caz enervant să așa totul spar pe bucăți odată, și pentru mine ca și client trebuie să deschid acum tot așa pe bucăți, să le împrăști pe aici. O altă chestie care nu vi-am spus-o și vă spun acum. Mi-am deschis o bere. Asta mai aplanează puțin lucrurile. Puțină bucurie. Bun, hai să-i rupem capul. Exact asta îmi lipsea. Asta îmi lipsea acum, să închid aici sertarul. Uite, am toate chestiile aici să închid sertarul, numai chestia asta îmi lipsește. Bun, odată m-am scos. Și dacă astea sunt și ușile de la dulapul ăsta, înseamnă că celelalte sunt ușile de la dulapul de sus. Ok, avem ușile. Bum. Avem chestia aia. Nu o să vă vină să credeți, dar...
Asta e. Putem să facem mai departe. Muzica. DJ Bobo. Don't call it a comeback. I've been here for years, rocking my peers, putting suckers in fear, making the tears rain down like a monsoon. Listen to the bass go boom, explosion, overpowering over the competition. I'm towering, wrecking shop. When I drop these lyrics that'll make you call the cops, don't you dare stare. You better move. Don't ever compare me to the rest that are all get sliced and diced. Competition's paying the price. I'm gonna knock, gonna knock, knock you. Mama said knock, mama said knock, knock you. I'm gonna knock, gonna knock, knock you. Mama said knock you out. I'm gonna knock, gonna knock, knock you. Jamilor, sunt gata. Sunt gata. De fapt nu sunt gata, sunt 80% gata. 80% gata pentru că platele de la arbeitsplatele sau masa de lucru de la această bucătărie mai trebuie decupată și trebuie să luăm o ghiuvetă și armatura de la ghiuvetă. Chestiile astea, din păcate, în Germania nu se pot întâmpla în perioada ce urmează, cel puțin nu se pot întâmpla de pe o zi pe alta, pentru că magazinele vor fi de luni încă o dată complet închise. Deci va trebui să comandăm online. Nu mă deranjează să comand online, doar că aș fi vrut la weekend să termin complet bucătăria. Haideți să vă arăt cum arată. Viți gata? Bum. Partea aia din spate, mai am de decupat la ea ca să o lipesc de perete. Măștile sunt acolo. Nu știu dacă am să le pun. Mie îmi place așa cum arată. Super. Dulapurile sunt în cumpănă. Și asta se dă o lumină. Nu știu dacă s-a schimbat cu ceva. Astea sunt dulapurile. Urmează partea asta de mijloc, să o pun. Astea sunt nimicuri. O să renunțăm la astea de deschis. Arată mai fain așa, fără. Aș fi vrut aceeași chestie să o fac și jos, dar jos nu aveai cum să deschizi decât cu astea. Geamul încă se deschide, fără probleme. Mega hit. Ele se deplasează puțin așa, de la stânga la dreapta, poți să le mai deplasezi. Le-am lăsat așa aici undeva la 6 cm, încât să intri dacă ai paianjen. Asta s-a potrivit la fix cu priza. Haideți să vă arăt cum arată aici sub. Aici va fi decupat. Aici va veni ghiuveta. Aici va veni o ghiuvetă mică. Nu știu cât de mică. Mă gândesc la una chiar așa minimală, mică, mică, așa. Nu știu. Să o faceți o idee. Maxim. Maxim atâta. Asta o să fie lungimea ei. Și așa pătrățoasă. Maxim. Nimic mai mare, poate chiar mai mică, minimală. Mă gândesc să iau altă placă și să fac eu o plată, dar pentru grădină nu știu dacă o să mă chinui cu așa ceva. Acolo trebuie decupat, încât să intre până în perete. Asta este siliconul care am dat și la noi în bucătărie, ce mai mi-a rămas, sper să mai fie ok. Aici va veni ghiuveta. Chestia asta, nu știu încă cum o să o lipesc eu aici, dar mă gândesc cu un lipit special și o rezolvăm noi cumva. Destul loc și aici, aici am montat deja dulapul, avem un sertar pe care probabil l-ați văzut și aici va trebui să mai... Opa, da? Numai atâta? Cred că merge? Bă, nu. Hanger undeva. Așa. Placa va veni și aici în spate tăiată. Deci partea asta, deci o să vină numai până aici. Maxim. Zic că arată bine. Canapeaua și direct somn.
Nu știu dacă dacă vă mai amintiți cum arăta aici. Dacă găsesc o filmare, vă pun să vă faceți o idee. Mi-e ciudă că nu am filmat când am scos tot afară sau am filmat, nici nu mai țin minte, a fost acum un an jumate, 2 ani. Da, arată bine. Bun. Astea sunt, altele nu sunt. Fii atent cât cu noi, frate. Fii atent cât cu noi. Nu știu ce inginer de împachetat. Dacă nu știați, există ingineri care se ocupă de împachetarea produselor. Eu cunosc pe cineva care are jobul ăsta și părerea mea este că oamenii ăștia care lucrează la firma asta, da, sunt niște ingineri de împachetat care ori sunt, în fine, dar nu se gândesc la mediul înconjurător. Toate chestiile astea vor fi trimise acum în China. Eu trebuie să le car la rândul meu, să le reciclez, carton la cu carton. Asta la asta. Și da, pentru pământul nostru pe care vrem să mai trăim, pentru pământul nostru pe care noi mai vrem să trăim, nu cred că este foarte, foarte bine. În fine, detalii, șamilor, detalii și mofturi, poate. Având în vedere că alții în Africa n-au mănâncă la foc sau de bucătărie sau apă, ce să mai vorbim. Dați un like, fiți fly sick, harnici, ieșiți din casă și vă pupă bunul, bineînțeles pe portofel. Până pe data viitoare, cel mai probabil. Everybody.